Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Someșeană. Sunt Ioana Jeler, iată-ne din nou împreună, un nou invitat aici în studioul Someș TV. Vorbim despre investițiile anului 2015 în municipiul Gherla și despre planurile pe care edilul șef de acolo le are creionate pentru acest an. Îi spun bun venit în studioul Someș TV, primarul municipiului Gherla, domnul Marius Savo. Bună seara, bine ați venit! Mulțumesc, bună seara! Domnule Marius Savo, ultima dumneavoastră prezență în studioul Someș TV a fost data de 21 ianuarie 2015. Nu era încă aprobat bugetul municipiului Gherla. E interesant să știm ce s-a întâmplat, dacă el a fost aprobat cu amendamente, fără amendamente, în forma inițiată de către dumneavoastră, dacă aleșii local consilierii au fost de acord întru totul cu propunerile dumneavoastră pentru bugetul anului 2015. E interesant să aflăm. E un oraș, un municipiu la câțiva kilometri doar de Cluj. Napoca. Să știți că nu este chiar așa de interesant. De data aceasta sau anul acesta am avut șansa ca municipiul Gherla pe noua lege de acordare a finanțării să atragă sau să intre în acele restricții pe care le-a impus Ministerul de Finanțe și să realizăm un punctaj în așa fel încât singurul municipiu din județul Cluj a fost municipiul Gherla, care a primit de la bugetul de stat direct prin Ministerul Finanțelor 69 de miliarde de lei vechi. Dacă ar fi să fac o comparație cu anul 2014, municipiul Gherla sau în bugetul municipiului Gherla, per total, au intrat mai mult cu 20 de miliarde de lei vechi. De unde? Din cota pe care Ministerul de Finanțe, pe noua lege, pentru că până acum știți că o mare parte din bani s-au dat prin Consiliul Județean. Așa. Sau prin acele... Acum nu se mai... Da. Ședința de Consiliu Local, care a fost una extraordinară, au existat unele amendamente, dar până la urmă proiectul a fost aprobat în formula propusă de executiv. Am înțeles. A trecut din prima ședință? Da, a trecut din prima ședință, chiar dacă nu cu majoritate absolută, cu majoritatea simplă a trecut. Bun. Cu siguranță, întocmirea unui buget pentru un oraș, pentru un municipiu, nu este un lucru foarte simplu, nu este ușor. Clar, trebuie văzut la ce capitole e nevoie de mai mulți bani în acest an. Poate în anul anterior nu a fost nevoie de o sumă atât de mare. Nu știu, cum ați creionat bugetul pentru acest an, după ce v-ați ghidat? În principiu, un buget la nivelul municipiului Gherla, care se ridică cu o sumă rotundă, în jur de 460 miliarde de lei vechi, care față de anul trecut este mai mare aproximativ cu 80-90 de miliarde. Partea care îi revine executivului sau partea care revine primarului se referă de fapt la investiții, la banii care se alocă în investiții. Partea de funcționare, deci existența banilor în partea de funcționare a bugetului este una care este fixă. Bun, deci, acolo știm salarii, cheltuieli, mă logice. Și un primar împreună cu aparatul lui și desigur împreună cu Consiliul Local este ca acei bani de investiții să-i dirigeze spre anumite obiective pe care ne dorim să le realizăm în municipiul nostru. Sigur, în toate discuțiile care le-am avut și cu angajații primăriei și cu consilierii locali, până la urmă, indiferent de culoarea politică pe care o avem, prioritățile municipiului Gherla sunt cam aceleași. Și atunci, aici intervine viziunea practică a primarului, care din acele, să zic, 20 de priorități, în funcție de câți bani are la momentul respectiv sau pentru anul respectiv de investiții, el trebuie să aleagă de acolo, să zic, 3,
5, am înțeles. 7. Haideți să vorbim pe concret. Și ce ați ales dumneavoastră, de exemplu, pentru anul acesta? Vorbim de investiții. Asta este foarte important pentru că asta așteaptă toată lumea. Da. Deci, în primul rând, este finanțarea drumului de 4,4 km în satul Băița, unde deja se și lucrează. Apoi, este în valoare totală de 18 miliarde și jumătate, s-a licitat, proiectul a avut o valoare inițială de 21 de miliarde, iar în urma licitației s-a ajuns la 18,5. Deci cu 2,5 miliarde lei vechi mai puțin față de cât era programat, sau prognozat, sau proiectat. Apoi, suntem în faza de finalizare a proiectului 7,8 km în satele aparținătoare Gherlei, Hășdate și Silivaș. Eu cred că în această săptămână sau în săptămâna următoare o să ne iasă ultimele acte de la Cartea Funciară. Practic avem nevoie de niște avize de la Cartea Funciară și vom publica pe SEAP. În 2-3 luni de zile cred că ne vom putea începe și de lucrări acolo. Acel proiect are o valoare de 40 de miliarde. Urmează la licitație să vedem la cât o să fie. Continuăm lucrările de anul trecut începute pe străzile și deja se lucrează pe strada Ciocârliei și pe strada 1 Mai. Acolo, pe strada Ciocârliei și 1 Mai, în jur de 35 de miliarde de lei vechi. Am început și am prevăzut în buget, de asemenea, se lucrează la proiectul pentru modernizarea a 15 străzi din municipiul Gherla. Acolo, pentru anul acesta, am prevăzut în jur de 12 miliarde. Sigur, proiectul este mai amplu, dar atâta avem în momentul de față. Iar la următoarea rectificare, ori în vară, ori în toamnă, dacă mai rămân ceva bani din altă parte, atunci o să-i dirijăm spre execuția celor 15 străzi. De asemenea, am prevăzut bani pentru studii de fezabilitate la cele trei grădinițe din municipiul Gherla. Acolo studiile de fezabilitate le dorim a fi realizate cât mai repede și le vom depune, acel studiu de fezabilitate le vom depune la ADR Nord-Vest pentru finanțare pe fonduri europene, pentru că există axă de finanțare pentru construcție, modernizare, reabilitare, dotare a grădinițelor. Am prevăzut de asemenea... Deci aici vorbim de grădinițe, nu merg fondurile proprii. Ai pentru grădinițe, nu ați alocat bani din bugetul local? Am alocat bani din bugetul local pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Atât. Studiul de fezabilitate care stă la baza depunerii proiectelor pentru modernizare, construcție, reabilitare la grădinițe pe fonduri europene. De asemenea, am prevăzut în jur de 7 miliarde de lei vechi pentru achiziționarea unei mașini de curățat orașul. Asta mașină, spuneați și anul trecut. Da, mașină. Am spus anul trecut că îmi doresc acest lucru. Da. A trecut și este finanțată această mașină. Suntem la faza de întocmire a caietului de sarcini și pe urmă, pentru că valoarea depășește 100.000 de euro, suntem obligați de asemenea să facem o achiziție prin SEAP, licitație electronică. În rest, mai sunt mici proiecte pe care cu siguranță că le vom duce la bun sfârșit. Bun, concret, domnule primar, ce vor simți ghelenii în acest an? Concret. Disconfort, vorbesc că cei din Băița și din zonele pe care noi le-ați enumerat aici, vorbim de reabilitarea străzilor sau nu, de asfaltarea lor, da, care da, clar presupune un anume disconfort în momentul în care încep lucrurile de reabilitare sau de asfaltare. Da. Asta clar oamenii le vor simți. Da. Oamenii din oraș ce vor simți în acest an? Păi asta vor simți, pentru că în toate studiile și în toate sondajele pe care s-au făcut de-a lungul timpului în municipiul nostru, unul dintre primele dorințe sau necesități ale cetățenilor municipiului Gherla au fost străzile și locurile de muncă. Și atunci... De străzi ne-ați spus. De străzi, da. Dar de locuri de muncă? Locurile de muncă, deși după
emisiunea pe care am avut-o la dumneavoastră în luna ianuarie, spuneam că nu mai există așa mare presiune. Se pare că a revenit. Sigur, au fost câteva comentarii acolo pe domnule primar, unde știți că mie îmi place să citesc. Dar să nu răspundeți. Și da, au fost câteva comentarii de genul că ar trebui locurile de muncă să fie exact în municipiul Gherla și nu să se mai facă naveta sau să nu ne mai deplasăm spre Dej sau spre Parcul Industrial Jucu. Dar, din păcate, asta este în momentul de față situația și așa se întâmplă peste tot în lume. O navetă de 20-30 de kilometri cu mașinile asigurate de către firmele respective, sigur pentru noi încă este un impediment, dar vestul a dovedit că așa trebuie să meargă lucrurile sau așa. Așa bun, este să înțeleg cu oamenii, deci locuitorii orașului Gherla, pentru că despre asta vorbim, municipiul Gherla și-ar dori să vină agenții economici în oraș. Da, și-ar dori, aveți, sigur. Aveți terenuri unde agenții economici ar putea veni să investească, vă întreb? Din păcate, în momentul de față, ca și suprafață, ca și teren disponibil pentru a oferi unui investitor suprafețe, aici mă gândesc eu că de la undeva de la 5 hectare în sus, pentru un mare investitor, din păcate, din acest punct de vedere, Gherla nu dispune. A fost o solicitare din partea colegilor mei, consilieri locali, să achiziționăm, să prindem în buget, să achiziționăm teren. Sigur, sunt de acord cu a achiziționa, dar înainte de a achiziționa teren, eu cred că este mai bine să facem o consultare, un studiu, să întrebăm pe cei care menegerează, să zic, Parcul Tetarom Cluj și să vedem cam în ce condiții ar fi doritor să vină spre Gherla. Știți cum e? Dumneavoastră achiziționați terenul, să presupunem, dacă există această și disponibilitate financiară, că s-ar face până la urmă rost de bani ca să se ia un teren, dar ca să vină un investitor în zonă, lui trebuie să-i oferiți unele facilități. Pentru sigur că știm că da. Foarte bine, un investitor nu vine doar că e câmpul da. Și să-și pună fabrica, dar el are nevoie de utilități, trase până în apropiere de un drum de acces. Sunt mai mulți factori care contribuie da. La a veni un investitor într-o zonă. Da, și apropo de utilități, în momentul în care nu știi exact cine vine și ce dorește, că introducem sau ducem până la marginea acelui teren apa, electricitatea, gazul, canalizarea. Dar s-ar putea să fim puși în fața faptului împlinit că capacitățile pe care noi ne gândim că acel investitor să nu fie suficiente și atunci ar fi o cheltuială în plus. Să știți că din acest punct de vedere, într-o vizită pe care am avut-o în orașul înfrățit cu Gherla din Germania, Forchheim, într-o discuție cu primarul de acolo, care este de 30 de ani primar, el mi-a povestit o întâmplare apropo de achiziționarea unui teren. El face parte din mai multe comisii acolo în landul lor și la un moment dat a prins ideea că firma Siemens în următorii 7 ani de zile s-ar extinde și și-ar dori o anumită suprafață de teren. Ei, omul respectiv, în momentul în care a prins ideea, s-a dus acasă, a cumpărat acel teren și a așteptat 5-6 ani de zile până acea firmă Siemens, aici vorbim despre seriozitatea nemțească, care exact la 7 ani de zile a achiziționat acel teren. Deci dacă ai informație, atunci merită să faci o investiție chiar și cu 5-6 ani înainte. Bine, dar știți cum e, și lucrurile se pot suci în timp. Se pot suci. Mai ales în condiții că noi trăim în România. Se pot suci în favoarea sau în defavoarea noastră. Exact, exact. Și atunci
Eu sunt de acord și chiar mi-aș dori acest lucru, că ar fi în favoarea mea, în primul rând, ar fi în favoarea mea și politic, și ca om, și social, dar încă o dată, mie nu-mi place să mă hazardez. Și, înțeles, dar de ce nu există, nu aveți terenuri? Nu există terenuri disponibile în momentul de față în unitatea administrativ-teritorială. Nu avem în proprietate terenuri de... Au fost sau așa suprafață mare. Au fost înstrăinate? Nu au fost înstrăinate. Pur și simplu nu are. Da, Gherla nu are. Da. Gherla, primăria nu are. Am înțeles. Deci, terenuri private în jurul ale Gherlei statului există. Cum ar veni? Nu, primăria nu dispune în momentul de față de o suprafață de nici măcar de 2 hectare legate. Deci, la dumneavoastră, dacă astăzi vine un investitor și spune vreau să investesc, dumneavoastră spuneți da, și noi ne dorim, dar nu avem terenul. În momentul de față nu avem terenul, dar dacă dânsii sunt hotărâți și ne spun concret au nevoie de 5 hectare de teren, eu în următoarele 2-3 luni de zile, în funcție de rectificarea de buget pe care pot să o am legal de 2 sau de 3 ori pe an, pot să pun mult bani și avem bani pentru achiziționare. Am înțeles. Deci am lămurit oarecum în parte această problemă cu locurile de muncă. Sunt slabe șanse ca în viitorul apropiat un investitor să vină să construiască sau... Pentru că nu aveți teren. Vedeți că tot mai în ultima vreme tot mai greu vin și investitorii se duc deja în parcurile industriale deja existente și create. Da. Deci oamenii spuneați străzile ar fi o problemă, adică o nemulțumire a locuitorilor și locurile de muncă. Da. Cu străzile vedem. Asta este peste tot. Este peste tot. Bun, o nemulțumire a oamenilor vine și din faptul că, probabil, mă rog, nu, naveta ar fi un... Dar deja Gherla, Cluj, Napoca, Jucu, nu este o distanță foarte... Nu mai este o distanță, țin cont de faptul că și în București ești dintr-un sector al Bucureștiului și muncești într-altul și faci poate o oră până la da. Locul de muncă. Asta, la noi era, la noi în Gherla era o concentrație mare de unități industriale înainte de 89 și atunci sigur era combinatul, era fabrica de sticlă, era Someșul, era fabrica de mobilă, erau covoarele, unde toate erau... Oamenii unde ar vrea să lucreze acolo, lângă casă, dacă se poate, da? Normal. Am înțeles, deci lucrează din scara blocului sau din curtea casei, se intre la locul de muncă, nu se poate, uneori e nevoie și de sacrificii. Deocamdată nu se poate și, cum să zic, trebuie să înțelegem că vedeți și un fenomen care se întâmplă în momentul de față la noi. Noi am dorit să ieșim din casă, să ne urcăm în mașină și dacă putem să intrăm până la casa de marcat într-un magazin și să plătim de pe geam. Există deja comoditatea asta, da, noastră, pe când deja vesticii vedeți că promovează bicicleta, promovează parcurile industriale în afara orașelor, oricum, magazinele mari în afara orașelor. Oricum, dacă bine amintesc, în Gherla erau destul de mulți bicicliști, nu? Mai sunt și acum? Erau. Erau, nu? Erau. Să mai circulești cu bicicleta, dar nu ca pe vremea. Ce s-a întâmplat? Au renunțat oamenii sau... Ne-am modernizat. Ne-am modernizat și într-un fel eu înțeleg acest fenomen, pentru că dacă lumea a fost vitregită pe acele vremuri în care chiar dacă aveai bani nu puteai să-ți iei o mașină sau trebuia să aștepți după Dacia 1300 câțiva ani de zile, în momentul de față când piața auto s-a deschis și fiecare poate să-și ia o mașină, deja... Eu cred că și Dejul, și Gherla, și Clujul deja este supraaglomerată din acest punct de vedere. Așa este. Deci, investiții în străzi în acest an, din câte ne-a spus dumneavoastră, din creionarea bugetului în străzi, studii de fezabilitate. Am prevăzut de asemenea 10 miliarde și pentru lucrări de peisagistică. Aici mă refer la toaletarea în parcul municipiului Gherla. Să sperăm cât ați alocat? 10 miliarde. Lei vechi. Am înțeles. Da, proiectul este în jur de 20 de miliarde de lei. Dar ce presupune? Pentru, mi-a stârnit curiozitatea, sincer. 20 de miliarde, 10 miliarde pentru ceea ce vorbiți dumneavoastră, peisagistică, da, e uitați, interesant. Nu uitați că avem parcul din Gherla are 14-16 hectare. Dar ce presupune? Nu, asta mi-a stârnit curiozitatea. Deci, ce presupune? Ce doriți să faceți? Toaletare la peste 1000 de arbori. Arborii care sunt bătrâni trebuie tăiați și înlocuiți. Aleile din parc asfaltate. Ca și curiozitate vă spun că la un arbore
secular cum este la noi, pentru altoaleta, orice firmă din acest domeniu e cam între 6 și 10 milioane de lei intervenția pe un arbore. Când spun de arbore secular, mă refer la un arbore care are înălțime de 30-40 de metri și un coronament de cel puțin 20-30. Și atunci trebuie mașini speciale, trebuie utilaje speciale, trebuie lucrat la înălțime, în siguranță, trebuie transportate de acolo. Deci, și nu uitați că în Gherla nu s-au făcut numai lucrări de intervenție de necesitate în momentul în care un arbore a putrezit sau a căzut. Pentru că este monument istoric și nu avem voie să intervenim așa cum ne-am dorit noi. Bun, va veni un expert la fața locului care va analiza situația. De aceea avem un studiu de fezabilitate întocmit și urmează să scoatem acest proiect la licitație și să cei în specialiștii sau firmele specializate în așa ceva să câștige licitația și să vină să execute lucrarea. Deci vor fi lucrări și în parcul mare, nu? Ar trebui să fie și lucrări în parcul mare dacă o să fie lucrarea licitată. Nu uitați că parcul din municipiul Cluj-Napoca, unde, din câte știu eu, intervenția în parcul municipiului Cluj-Napoca în zona stadionului, proiectul a fost în jur de 2 milioane de euro. Vorbim de 2 milioane de euro, aia înseamnă 90 de miliarde. Și este mult mai mic decât parcul Gherlean și arborii noștri sunt mult mai complexi, să zic, dacă pot să zic așa, la un arbore să fie complex. Da, și vă gândesc că o să fiți foarte atent și cine va lua licitația și nu. Păi sunt condiții puse în caietul de sancii și suntem obligați să fie firme specializate. Da, e important. Și când preconizați totuși că veți demara demersurile? Păi eu cred că dacă în această primăvară și în această vară se va judeca licitația, undeva în toamnă, în momentul în care natura ne va permite, aia înseamnă spre sfârșitul toamnei, să ne apucăm, că nu putem să facem lucrările pe un arbore în floare sau în verde. Trebuie să lucrările pot fi în făcute... anumite momente. În anumite momente. Da. Ne oprim pentru o pauză de publicitate, după care revenim, rămânesc cu noi, doamnelor și domnilor. Am revenit, doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea Actualitatea Someșană, primarul municipiului Gherla, invitat în studioul Someș TV. Domnule primar, în prima parte ne-ați spus în mare parte cum ați creonat acest buget al anului 2015, unde vor merge banii, ne-ați vorbit despre străzi, grădinițe, parc, mă rog, aspecte pe care vreau să preconizați să le realizați în acest an, despre școli, spital. Vrem să aflăm, să știm și ce previziune aveți pentru acest an. Aș începe cu spitalul și cu spitalul... Aveți manager sau e tot interimar? Este tot interimar, dar și la spital am prevăzut bani pentru realizarea studiului de fezabilitate, pentru că și în acest domeniu al spitalelor există fonduri europene și noi facem studiul de fezabilitate pentru modernizare, reabilitare, inclusiv dotare cu aparatură, atât a Spitalului Municipiului Gherla, cât și a clădirii policlinicii, așa zisele ambulatorii, dar trebuie să fim realiști și să spun locuitorilor Gherlei că aceste proiecte, chiar dacă vor fi finanțate, ele vor fi realizate sau vor fi finalizate abia în anul 2016-2017, pentru că, independent de voința mea sau nevoința noastră, trebuie să urmăm anumite proceduri pe care le impune Comunitatea Europeană și legea în acest domeniu al fondurilor europene. Bun, deci pentru spital, iată, doriți să-l dotați. Să-l modernizăm, să-l reabilităm, să-l dotați cu cel și să-l aduceți în actualitate, adică cu aparatură, cu tot ceea ce trebuie, pentru că despre asta este vorba. De investiții au mai făcut acolo, vă întreb, ținând cont de faptul că toți s-au schimbat managerii.
Sigur, investițiile, anul trecut s-au făcut investiții în jur de 2 miliarde de lei vechi. Banii care sunt alocați de primărie pot fi folosiți de către spital numai în anumite direcții, nu în tot ceea ce și-ar dori ei. Pentru că legea din acest punct de vedere este strictă. M-ați întrebat de școli. La Petru Maior, așa cum vă spuneam și anul trecut, am reușit să semnez contractul la finalul lunii decembrie de finanțare pe fonduri europene în valoare de 500 de mii de euro. Este vorba despre un sistem de încălzire centrală. Deja colegii din primărie lucrează și sunt la faza deja de licitații, achiziții. În momentul de față, la sectorul, să zic, achiziții și băieții care se ocupă cu fonduri europene, este aproape în fiecare săptămână se întâmplă ceva, în sensul că organizăm o licitație pentru tehnică de calcul, pentru centrale, pentru calorifere, pentru lucrări, pentru auditor, pentru diriginte de șantier și toate acestea. Noi, practic, acolo avem un grafic și noi trebuie să ne încadrăm în acel grafic. Undeva în luna aprilie ar trebui să înceapă efectiv lucrările. Până atunci suntem la licitații și la contractări. Bun, eu revin. Bun, am înțeles asta cu școala, se dorește acolo o investiție. Revin la spital municipal. Asta este vorba despre liceul Petru Maior. Da. Tot vă spuneam că am alocat bani pentru studiul de fezabilitate, pentru modernizare, reabilitare, dotare la școala gimnazială numărul 1 Gherla, acolo față de masardare și dotare. Venim în plus la proiectul care a fost în 2009 și care a fost declarat neeligibil. Noi reactualizăm acest studiu de fezabilitate și eu vin în plus acolo cu reamenajarea două terenuri, unul de basket și unul de fotbal, și de asemenea cu o sală de sport care, spre deosebire de sala existentă în curtea liceului Ioana Ipătescu, să aibă și în jur de 200 de locuri pentru spectatori. Proiectul estimat acolo ar fi undeva în jur de 1,5 milioane de euro. Deci, încă o dată spun, am alocat bani pentru studiul de fezabilitate și urmează să parcurgem pașii tot așa pentru fonduri europene. Care să sperăm că sunt acele fonduri mult așteptate, sunt acele fonduri despre care toată lumea vorbește și eu vă spuneam și în emisiunea trecută că, deși sesiunea este 2014-2020, noi suntem deja în 2015 și încă nu au fost alocați niciun euro din banii pe care România îi primește, nu numai România, că nicio țară din Comunitatea Europeană încă nu are alocați banii. Unde ce așteptați fondurile europene? Ne pregătim cu proiecte, cu studii de fezabilitate pentru a putea accesa acele fonduri europene. Am înțeles. La spital revin. De ce tot manager interimar? Păi, la spital deocamdată este manager interimar pentru că concurs... E de mult. Acel concurs care l-am organizat nu a luat nimeni notă de trecere și suntem în termen pentru a organiza următorul concurs de manager. Când? Că suntem curioși, o să urmărim și noi subiectul, să vedem cine va câștiga. Consiliul de administrație, eu cred că astăzi a fost Consiliul de administrație, dacă bine mă amintesc, la spital. Astăzi, la ora 10:30. Consiliul de administrație al spitalului este cel care hotărăște data concursului. Știți când va fi data? Nu știu dacă au stabilit. Sigur că o să știu, da. Dar este strict în atribuția Consiliului de Administrație, organizarea acelui concurs. Ce vă doriți acolo, domnule primar, la spitalul din Gherla? Eu îmi doresc un om care să-și dorească el, în primul rând, să fie manager, îmi doresc un om care să aibă o viziune, îmi doresc un om care să creadă în posibilitatea de a ridica nivelul medical al, să zic așa simplu, al spitalului Gherlean și poate că dacă ar fi să fiu eu un manager, m-aș axa să am două, trei secții tari
la care lumea să vină cu încredere și... Oamenii trebuie să vină la spital, pun cu încredere, că sunt trimiși de acolo, la și, Cluj, pe urmă, în altă parte. Acolo dar... unde necesită, sigur, o, cum să zic, operații mai ample sau mai deosebite, să nu uităm că Clujul este la 45 de kilometri de el, la centru universitar, cu clinici evident, specializate. Evident, noi trebuie să ne vedem... să ne vedem lungul nasului și să înțelegem că Spitalul Municipal Gherla, în acea categorie care este el, categoria 4 catalogată de Ministerul Sănătății, astăzi este acreditat. V-am rămas dator încă de data trecută, am obținut punctajul de 90 de puncte și este acreditat. Alt nivel nu mai există. Cel mai înalt este acreditat și, pe urmă, este în curs de acreditare, în sunt patru trepte, de fapt. Noi deja am îndeplinit, dacă am obținut 90 de puncte, suntem... Totuși vorbim de o populație de, cât, de câte... Spitalul Municipiului Gherla deservește o populație de în jur de 48.000 de locuitori. Deci vorbim cu tot cu zonele arondate. Gherla și comunele arondate Gherlei. E foarte mult. Da. Adică e multă populație și totuși noastră vorbiți de anumite scăpări care au loc acolo în Spitalul Gherla. Nu au loc anumite scăpări. Eu am spus că noi trebuie să înțelegem că acel spital... Să înțelegem, de fapt, cum să zic, nu neapărat menirea lui, să-l înțelegem că acel spital, atâta cât este el și cu dotările care există astăzi, și chiar dacă ar putea să venim și cu alte dotări, noi nu putem să mergem numai până la o anumită limită și nu o să putem face niciodată în Gherla o secție de ortopedie, nu o să putem face niciodată în Gherla o secție de chirurgie vasculară. Bun, deci toată lumea înțelege asta. Și atunci acel manager trebuie să aibă această viziune, să meargă pe una, două, trei, patru linii în domeniul medical și acolo trebuie să performăm, acolo trebuie să fim performanți. Iar mai departe există, cum am spus, acest centru universitar al Clujului cu secții specializate unde... Bun, deci toată lumea știe asta, da. Că poate să ajungă oricând la Cluj-Napoca, într-un spital din Cluj-Napoca, dar primele investigații și încrederea sigur, oamenilor sigur, ar trebui să fie acolo, la spitalul și la unitatea medicală din orașul unde, da. unde ei sunt, să aibă încredere, să meargă la medic, să fie dotat acel spital cu minimul de ceea ce are nevoie și totuși să le aduceți în actualitate și anumite minimul este și anumite puțin aparatură. Spus, pentru că eu vă spuneam și în emisiunile trecute, avem și laboratorul este acreditat ANEVAR. În momentul de față putem face absolut toate analizele de sânge, se fac la Gherla în câteva ore să dă răspunsul. Deci... Da, e important să existe un manager. Chiar am avut o filmare și am făcut o filmare cu managerul Spitalului Municipal Dej, la Spitalul Municipal din Dej și asta nu neapărat am vrut să venim așa cu un contrabalans la tot ceea ce se întâmplă în multe orașe din România. Am văzut acele spitale și nu sunteți străini la TV. Într-adevăr, vorbeam noastră de un manager care să-și dorească ceva pentru unitatea medicală. Asta este foarte important, pentru că asta s-a văzut și la Dej. Am rămas surprinși cum a fost renovat nivel cu nivel clădirea principală, să spunem, a spitalului. Da, dar asta nu spitalului. Asta trebuie, nu s-a făcut în timp, peste noapte. Trebuie în timp, trebuie cu o viziune, trebuie cu o viziune, trebuie cu un proiect și, așa cum a spus, pas cu pas, se poate face orice. Bun. Haideți să mergem, timpul trece foarte repede. Aș vrea să vorbim, știu că în curând va avea loc și inaugurarea acelui cinematograf 3D despre care noi am vorbit. Bine, el este înființat, gata, totul e aranjat, dar acum va veni tăierea panglicii, nu? Sau cum? Sau asta e a panglica deja? Nu neapărat că tăierea panglicii, practic... Hai că se taie o panglică acolo, sunt convinsă. În această săptămână, în acest weekend sau la acest sfârșit de săptămână, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri până joi, avem prima proiecție, este filmul sau pelicula De ce eu, a regizorului român Tudor Giurgiu. Tudor Giurgiu, care încă de anul trecut a fost prezent la noi la Gherla în timpul festivalului TIFF Transilvania, el era la Cluj. Am citit un articol în ziar, l-am contactat, el a venit la Gherla și iată că a venit rândul să deschidem și cinematograful. Eu sper într-o bună colaborare cu Tudor Giurgiu și sper să se țină de cuvânt și la vară, când la Cluj se va organiza acel TIFF,
să includă și cinematograful din Gherla și atunci cu drag vă invit și pe dumneavoastră de genii să veniți la cinematograful nostru și nu numai atunci, începând de sâmbătă. Stați că și primarul de la Dej vrea să facă ce credeți. Din Dej îi așteptăm la noi la cinematograf. Apoi deja am cu a doua firmă cu care avem contracte de difuzare. Următorul film o să fie Aferimu, care săptămâna trecută a avut premiera în cinematografe din România. Deci noi de joia viitoare până luni o să ruleze și Aferimu și apoi vom vedea ce filme urmează. Deja noi avem un gând. Sigur, așteptăm și propunerile să-mi scrie tinerii și nu numai tinerii pe site și să-mi comunice cam ce ar dori. În principiu trebuie să fie conștienți că anul are 57 de săptămâni și că într-un an de zile am putea să zicem maximum 100 de filme. Aici rămâne să vedem cum o să se desfășoare. Noi putem să rulăm și 3-4 filme diferite pe zi. Deci nu, cu aceste două filme începem de la 3 la 5, 5 la 7 și de la 7 la 9 seara. Este vechiul program de când și eu eram copil. Și în funcție de cum o să decurgă lucrurile, o să ne așezăm și noi practic pe cerințele celor care vor fi doritori să vină la filme. Să nu dați de popcorn. Ca să fim în tren și să ne ducem așa puțin doar cu câteva luni când au fost prezidențialele, să nu uitați de popcorn. Bun. Ce este cu Ruibii la Gherla? Ce se întâmplă? Cu Ruibii la Gherla săptămâna trecută, de fapt totul a început în urmă cu un an de zile când m-am cunoscut mai bine cu primarul din comuna Iclod. Dânsul mi-a spus că este arbitru, că a fost arbitru de rugby, că a fost președintele Asociației Arbitrilor de Rugby și că a și jucat rugby. Și am spus atunci, ce ar fi să încercăm la Gherla să facem un centru pentru început, pentru copii mai mici, mai mari, nu știu, am zis și eu așa, pentru că toată lumea insistă spre fotbal. Dânsul s-a ținut de cuvânt și anul acesta împreună cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din Cluj-Napoca, care a fost jucător de rugby, săptămâna trecută au fost la mine, iar astăzi domnul decan a făcut un tur, să zic, al școlilor din Gherla și a încercat să stea de vorbă cu băieții cu vârsta, să zic, clasele 5-8. Și acolo ar dori să înceapă un mini rugby, deci să introducem în cadrul orelor de educație fizică acest mini rugby. Este un mini rugby fără contact, copiii nu mai pasează mingea, n-au voie să se atingă, n-au voie să se placheze, deci nu este nimic periculos. Este un început pentru acel rugby de performanță și parteneriatul pe care o să-l facem cu Federația Română de Rugby este de așa natură încât școlile și implicit profesorii de educație fizică vor primi toate materialele de care au nevoie gratis. Da, aș fi foarte bine la acest aspect. Contează lumea să se miște pentru că suntem în situația în care copiii au o oră de sport la liceu și eu zic că este prea puțin. Încercăm și cu să-i motivăm, să zic, sau să-i atragem să facă sport și în felul acesta. Bun, aș vrea să nu las deoparte, țin cont de faptul că am mai vorbit și anul trecut și chiar ați fost, dacă nu mă înșel, cu șeful de la ADP, da, în studio la Somes TV. Atunci trecusem prin Gherla și chiar mi-a plăcut ce am văzut, modul în care era amenajat orașul și aici mă refer la flori. Știu că ați spus o cifră care m-a surprins plăcut referitor la flori. Un număr foarte mare de fire, de panseluțe sau mă rog ce-o fi de fost atunci. Mii, da. Da. Acum, care este... Deci, am vorbit despre ADP și v-am spus că vom cumpăra acea mașină de curățat orașul și care cu 7 miliarde de lei la vechi, da? ADP, da?
Este o mașină modernă, este cu brațe mobile, atunci când întâlnește obstacolul ferește, este cu aspirație, este cu aspirator, este cu apă, deci o să fie da, ultima generație, dar să revenim la flori și anul trecut, să știți că am reușit să facem un bilanț, s-au vândut flori din produse de către ADP Gherla și de către muncitorii care lucrează la această sere, în valoare de 1,8 miliarde de lei. Și anul acesta, cei doi conducători ai ADP-ului, mă refer la Bogdan și la Amalia, și-au făcut datoria și deja în Gherla sunt plantate deocamdată partea principală acele panseluțe și suntem cu serele pline. Așteptăm să vină momentul să înfrumusețăm iarăși Gherla și v-am mai spus, Gherla, orașul florilor, nu este un termen care mă aparține, este un termen pentru care Gherla a fost catalogată de-a lungul timpului, Gherla, orașul florilor. Și eu asta doresc să ajung, să se vadă acest lucru. Da, este foarte important să avem și imagini de acolo, când Gherla va fi în floare, să spunem. Și vă mai aștept. Poate că la emisiunea viitoare o să fiu pregătit cu imagini. Sau poate o să venim noi să am facem o filmare la fața locului. Și unde se lucrează, am și imagini cu străzi modernizate. Ar fi bine ca să presărăm cu imagini și pentru că ascultă telespectatorii. Muncitorii ADP-ului care lucrează spațiile verzi. No, deci putem să facem. Da, ca să arătăm concret ce Aș mai vrea să vă spun că am început o redecorare totală a casei căsătoriilor. De ce în această perioadă? Pentru că în această perioadă este post și eu sper ca imediat în prima săptămână după trecerea acestui post, deci imediat după Paști, să îi aștept pe tinerii care se vor căsători într-o locație de vis sau de bază, așa cum ar trebui să fie locația pentru acest moment unic în viața tinerilor din Gherla. Când spuneți unic, nu fiți prea sigur. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, pentru prezență. Vă mai aștept până în punct, doamnelor și domnilor. Sunt Ioana Jeler cu o nouă ediție a emisiunii Actualitatea Someșană. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, miercuri, aceeași oră, 17. Rămâneți cu Someș TV. O seară frumoasă tuturor. La revedere!